Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul Românilor de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună seara și bine ați venit la Centrul Cultural La Tierra Tracia din El Ejido, Spania, gazda activităților și seriilor educativ-culturale desfășurate în cadrul programului Citește Românește, Gândește Românește, Trăiește și Simte Românește. Sunt Ami Garcia și în această seară vă vom prezenta o seară de lectură online, o întâlnire cu scriitori și operele lor la Centrul Cultural La Tierra Tracia. Asociación Sociocultural Romanati reprezintă un reper cultural identitar pentru comunitatea românilor din Andalusia, Spania, care promovează cercetarea, cunoașterea și popularizarea patrimoniului cultural, istoric și etnografic și spiritual al rezidenților români, diversitatea prin identitate și continuitate socioculturală, facilitează schimburile culturale și dialogul social între românii din provincie și integrarea acestora fără a-și uita originile. Centrul Cultural La Tierra Tracia adună într-un singur loc o bibliotecă El Libro Romano, o sală de expoziție de pictură, etnografie, folclor, gastronomie, costume populare, ceramică, artizanat, librărie cu o carte românească, ateliere creație și șezător, limba română și lectură pentru copii. Proiectele socioculturale Citește Românește, Gândește Românește, Trăiește și Simte Românește și cultura populară și meșteșugurile tradiționale, punți de legătură pentru românii din Andalusia, inițiate încă din anul 2018, s-au realizat prin participarea la diverse târguri de carte, evenimente, prezentări, dar și prin seria de întâlniri săptămânale, interculturale, numite NOCE, tematica cultural. Necesitatea proiectului derivă din faptul că Centrul Cultural La Tierra Tracia din El Ejido, provincia Almeria, este singurul centru cultural activ din regiunea Andalusia, Spania, cu peste 50 de evenimente culturale, educaționale și sociale realizate în ultimul an. Iar prin activitățile sale s-a coagulat comunitatea românească din zonă și aceasta a devenit un punct de referință în relațiile intracomunitare, cât și cu publicul spaniol. Datorită pandemiei COVID-19, ce a afectat direct majoritatea activităților socioculturale la nivel mondial, necesitatea dezvoltării și sprijinirii centrului cultural, ca și reper cultural identitar al comunității românești, asigurarea continuității activităților din acesta, precum și extinderea lor în mediul online, reprezintă un sprijin cert pentru toți românii din Spania, sunt un mod concret în păstrarea și afirmarea identității, promovarea la nivel european a imaginei României și a valorilor ei, precum și întărirea legăturilor dintre România și Spania. Seară de lectură online, întâlnire cu scriitori, artiști români și cărțile lor. Limba este un element cheie în păstrarea identității culturale, ce reprezintă un drept incontestabil. Problema păstrării identității culturale lingvistice în limba maternă este un subiect atent observat la nivel internațional. În ultimii ani am asistat la un fenomen accentuat de emigrație, faptul ce a determinat statul român să pună un accent deosebit în ceea ce privește păstrarea identității lingvistice în rândul tinerilor generații. Majoritatea românilor, stabiliți temporar sau definitiv în străinătate, sunt bine integrați în noua societate, constatându-se în acest sens o pierdere a legăturilor tinerilor generații cu țara mamă, inclusiv în ceea ce privește utilizarea limbii materne. Un rol important în păstrarea identității culturale le au scriitorii și artiștii care, prin operele lor, reușesc să consolideze identitatea comunităților românești din afara granițelor, prin perpetuarea și cunoașterea limbii materne. În acest context, este nevoie de o conjugare a eforturilor României cu cele ale comunităților românești în sprijinirea identității și valorilor spirituale românești. Având în vedere situația sus prezentată, se impune crearea acestor întâlniri care să vină în sprijinul românilor din afara granițelor, astfel încât limba maternă
să fie cunoscută și păstrată în rândul tinerei generații din cadrul comunității românești din Andalusia. Vă invităm la Ceasul Poeților. Participă Ionela Anciu, Irina Lazăl, Relu Cazacu, Simona Toma, Corneliu Rodeanu, Alina Bateriuc. O emisiune Info Art sub egida Direcția Nouă, realizată de Adrian Suciu. Echipa tehnică, Cristina Berendie. Partenerii serii Boema Nouă și Observator TV. Dintr-o dată umbra. Nu suport să mă despart duminica de tine. De fapt, nu mai suport duminicile. Când se spune că e vremea să ne odihnim. Doar că atunci, întorși spre noi înșine, cu vreo lumânare aprinsă, ar trebui să ne rugăm. Și nu, nu vrem. Și tu îmi pari mult mai fragil și mi-aduc aminte cum coborai încet, deodată singur, prin zorilor. Era ca și cum, dintr-o dată, umbra te apăsa prea tare. Nu mai știu cum era lumina soarelui atunci, dar clar era în dezavantajul nostru. Poate de aceea nu ai mai întors capul spre mine deloc. Plouă de vreme, se înserează des. Ar merge vodcă, dar nu beitărie. Te poartă femei anonime, îți dezbracă și ocupă amintirile fără să plătească vreodată chirie. Respiri greu. Porți conversații lungi. Te licitezi și cumperi la cel mai mic preț, dar atingi un nivel extrem de saturație. Dincolo de toate astea, îți merge bine. Te trezești obosit în locuri străine. Stingi lumina întotdeauna. Ar merge o tărie cu noaptea asta, care nu mai termină de plouat. Cineva te strânge de braț să-ți ceară indicații spre o viață mai bună. Om al muncii. Munca mea intelectuală nu este forțată de nimic. Munca mea intelectuală nu este forțată de nimic. Munca mea este o subminare a economiei naționale. Munca mea este o lene. Este o codificare a lipsei de bun simț. Privește tortura și asceza. Vecinul care fumează la ghenă ar fi scandalizat de ceea ce gândesc eu. Iubitul meu ar fi scandalizat de ce gândesc eu. Eu sunt scandalizată de ceea ce gândesc. Mai bine nu mai gândesc. Mai bine muncesc. Știm prea puțin și spunem prea mult. Ne mințim, așa ne place. Credem, ascundem, pregătim adevăruri în întuneric. Testăm cu vârful limbii alegeri peste alegeri. Cuțitul are gustul tău azi. Protestez. Protestez împotriva statului. Nu aparțin niciunui stat. Nu recunosc acel CNP care mi este acordat. Nu vreau să am de-a face cu școala, asigurările medicale, asigurările împotriva calamităților, companiile de orice fel, terenurile de sport, unitățile militare, serviciile secrete sau nu, de transport și de zbor, sau eu știu pe unde. Nu am nevoie de niciun fel de servicii. Nu recunosc TVA-ul, nu recunosc nici banii. Agricultura mi se pare deplasată. Comunicarea socială mi se pare inutilă. Familia nu e decât un simbol trist sub un fel de gunoi vesel. Cuib de complexe, vinovății și ratări
de tot felul. Sunt un produs al naturii, la fel ca oricare alt produs. Un fel de element compus. Nu sunt decât o eroină a unui roman prost. O subtilă fără de lege. O eroare a sistemului. Un card gol, un cetățean dezarmat. Când ai crezut ultima dată în tine? Când ai crezut în Dumnezeu? Sau frumusețe? Sau altceva în afară de tine? Când te privești în oglindă, ești întru totul prezent? Spune-mi, te-ai gândit să te trezești vreodată? Masochism 10. Ca să mă pot măsura mai bine, scriu pe o listă numele celor 100 de bărbați cu care m-am culcat. Nu vreau să uit. Adaug, în dreptul fiecăruia, câte o steluță. Bucuros, îmi mărturisești fanteziile tale cu femei pline de suflet. Îți torn lapte fierbinte peste sfârcuri. Mă adaugi în vocabularul ținut la piept. Pășești pe trupul meu cum ai păși pe apă. Îmi păstrezi pielea curată și netedă ca să țină la oaltă un haos mic pe care îl crești. Cu grijă, în intimitatea toracelui meu. Mi-aș dori să te iubesc cu disperare, cu sânge, pe buze să-ți sorb ultima gură de aer când te sărut, iar tu să mă lași, pentru că vrei să vezi ce gust are o libertate neînchipuită. Nu am distrus. Nu am distrus pe nimeni până acum. Deși m-am străduit din greu. Mulți se plâng, totuși, că le-aș fi luat viața. Nu le-am luat nimic din ce-ar fi avut. Alții spun că au rămas pe întuneric. Alții că nu au apă. Nimic din ceea ce aș fi putut să fac, nu am făcut. Locul gol a rămas același. Nici o respirație nu-l acoperă, nici un Dumnezeu nu e de ajuns. Îndestulează acest sine. Îl poți numi suflet, liniște, bețiv sau Dumnezeu. Te ține mereu de mână când traversezi și îți arată o dragoste neînțeleasă. Du-te, dracu, și mai scrie o poezie. Distanța dintre oamenii care așteaptă la trecerea de pietoni se mărește. Universul este în expansiune. Cu etichetele Made in China, mirosind a fast food, pornim procesiunea funerară prin subteranele bucureștene. Conducem pe ultimul drum, ziua de azi. Sunt unul din repetenții lui Dumnezeu, bătuți la palmă, cu linia vieții. Unul din repetenții, cu lumea agățată de ploape, lasă în urmă dore de plumb pe un drum alb. Mamă, ăștia încă nu au descoperit soluția să facă oamenii de zăpadă durabili și, mamă, te rog, nu mai trimite poetul la școală. Sunt bărbatul cu cel mai vechi semn de carte din metroul bucureștean. Privește-mi palma mea. Acești șoricei sunt gata să ne testeze fericirea, să ne mutăm în mijlocul lor. Ecoul unei cărți fără titlu, fără autor, fără personaje, să lovească trupurile noastre, prefăcute în ruine. Când se vor deschide ușile, vom intra ținându-ne de mână în acest bordel, unde singurătatea se agață de noi. Am vrut să mă feresc de ploaie,
strângând toți norii în buzunar, dar nu am reușit. Cum nu mi-a reușit fundul să treacă prin copilărie, fără să cunoască palma părintească. Sunt doar un copil curios, care sâcâie bubele lui și ale altora. Pe urmă se șterge pe albul cămășii purtate duminica. Sunt speriat, cum e broscoiul în zorii disecției. Am visat, ceva mă trăgea în sus, sus de tot. De mâinile mele se țineau păpușile, strâns tare se țineau de mine. Și treceam printre nori, păreau de fișcă, fiindcă erau din fișcă. Mă uitam în jos, casa mea era din ce în ce mai micuță, cât o mică stare de tot. Apoi s-a făcut și mai mică, n-am mai văzut-o și nu mai era frică. Am ajuns la cer. Cerul s-a deschis ca să trecem noi, așa, ca la teatru, când se trage cortina. Am ajuns și la stele. Erau și ele mici, parcă mi-au spus că bine am venit. Era liniște și bunica, parcă. Nu era bunica. Eram eu, doar că mai bătrână. Mă înfăiam covrici cu gingile. Cred că atunci am fost în burta lui Dumnezeu. Așa cum piticul Gigi stă în burta mea. Am vrut un ponei roz și mi s-a spus să fiu serioasă, că așa ceva nu există. Eu nu cred. E imposibil să nu fie măcar unul știrb pentru mine. O să încerc să fiu serioasă. M-am gândit. Poate nu există pentru că nu încape în lift. Pe piticul Gigi nu l-am văzut niciodată, dar nici el pe mine. Mă cunoaște doar pe dinăuntru, că burta mea este casa lui. Când beau apă, la el plouă. Când mă doare burta, e supărat că e singur și plânge cu fața în jos și dă din picioare. Eu nu plâng când sunt singură, că nu sunt singură, l-am pe piticul Gigi. Dar oare când plâng și eu, că mai plâng câteodată? Îl doare burta pe Dumnezeu? În burta mea e un pat, masă, farfurii, haine, jucării de pitic și atât. E singur săracul Gigi. N-are și el o pitică, o piticuță, cum o are tata pe mama, cum mama, tata m-au pe mine. Dacă s-ar sătura deodată, și-ar pleca să-și caute o pitică. Eu o să fiu tare supărată, dar dacă moare. Noi, sau oamenii mari, mari de tot, ca bunica, plecăm la Doamne, Doamne. Dar el unde să se ducă? Cred că va pleca în capul meu, pentru că în capul meu intră mulți oameni, pe care nici măcar nu-i văd. S-o găsi loc și pentru un pitic. Așa cum noi, sau oamenii mari, mari, atunci când murim, ne cuibărim în capul lui Doamne, Doamne. Când nu mă înțelege nimeni, cred că vorbesc limba simoniană. Așa mama și tata se ceartă când nu se înțeleg. Fiecare pe limba lui. N-au cum să se înțeleagă. Când tata se răstește nervos în tata Iană, iar mama vorbește mult și repede în mama Iană. Pot să fac ce vreau, când vreau, cum vreau. De fapt, nu numai eu, toată lumea poate. Trebuie doar să ai un vreau bun la care să te uiți frumos, așa cum privești sus, sus la cer, cu ochii scufundați în moalele lui. Chiar și acum fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Când asculți asta, eu plin printre cuvinte,
un pește de acvariu în lesă. Mama crede în Doamne, Doamne. Am auzit-o vorbind cu el în bucătărie. I-a zis, Doamne, dă să nu mi se taie maioneza. Tata crede că sunt mai mulți Dumnezei, câte unul pentru fiecare om, așa cum sunt eu pentru piticul Gigi. Când e supărat pe mine tata, îmi zice doar Dumnezeu mătii, adică ăla care o ajută pe mama să facă maioneza. În orașul acesta, dacă te oprești, în mijlocul lui pentru o clipă, vin nebunii și te privesc fix. Te întreabă în șoaptă dacă știi câte minuni a făcut Dumnezeu pentru ei. Apoi dau din mâini și cântă zgomotos. Îți șoptesc. Nu eu am scris versurile acestea. Uită-te în ochii mei. Te simți citit de o mână ce te privește din spatele ochilor nebuni. Parcă de frică nu se apropie. Rămân departe de păcatele tale. În orașul acesta, dacă te oprești pe trotuar, îngerii se joacă cu puii de vulpi. Iar spre ziua, penele lor adorm fără pernă. O foaie de ziar nu mai găsești în orașul acesta. Să doarmă nebunii după ce dau din mâini. Vulpile să treacă dacă te oprești. O clipă în orașul acesta plin de nebuni. Am visat că îmbrățișam un vultur. A adormit în brațele mele. Aripile erau moi și căzute cumva să-mi țină umbră. Nu am avut decât o felie de pâine să-l amăgesc. Ar fi putut să rupă din mine câteva bucăți de carne. Avea un cuib pe undeva și îl așteaptă cu gurile deschise. Un șarpe, un șoarece mordă, spaimă, ceva să potolească foamea copiilor. A preferat să adoarmă la piept. Cred că își visează copilăria când stătea la umbra părinților. Într-o altă viață, cred că am copilărit pe aceeași stâncă. Acum știu cine fura râmele când ne jucam. Se mulțumea cu viermii în loc să rupă din mine. Eu nu aveam aripi să fac umbră fără să ating cerul, cum o făcea el în fiecare zi. Am copilărit cu vulturul care îmi ținea umbră. Dar nu am învățat să zbor. Doar să rup bucăți din mine. Și fac câte o felie de pâine să amăgesc în fiecare zi pe cineva. Spre dimineață erai flămând, să umbli cu mâna prin suflet, dar toți dormeau. Unii îmbrățișați pentru prima dată, alții resemnați în singurătatea lor. Nimic nu era străin, doar liniștea de pe chipuri. Dormeau când tu erai flămând și singur prin visele lor. Mă tot trezesc fără să te văd, rușinat, vădit, credeai că fumul de țigară e prea zgomotos. Umbla greu prin cameră, obosit de versurile nespuse noaptea trecută. Îți aduce aminte acea dimineață în care am fost și eu flămând ca tine? Mi-ai dat o țigară din ultimul tău pachet și după câteva fumuri am auzit amândoi în același timp versul tău neștiut. Și dă-mi de veste că munții dor. Ce foame am de noi! Și fumul de țigară obosit. Multe lucruri încă rămase nespuse. Tu taci acum. Mi-e frică să mă legăn între munți cum m-ai învățat. Cred că ar trebui să mă ții de mână când fumez. Nu știu să umblu prin visele oamenilor fără să-i trezesc. Pasul tău fără zgomot. De ce nu mi-ai spus că te încălțai în cuvinte?
fie-vă milă de profesori. Cum stau ei în costumașele lor de tablă, cum moțăie cocoțați pe catedrele lor, ca niște ciocli cu fața de cear, licărind precum gablonțul împrăvălia cu aur, cum plescăie din limba lor de lemn, predicându-ți înfrânarea de la tribuna lor de carton, cum rânjesc ei ca niște păpuși de cârpă, sperind vrăbii care zbâcnesc pe câmpul pustiu. Planeta e un deșert prin care foșnăie mii de profesori mititei, cimitir în care un școlar plânge pe mii de morminte. Curățați planeta de profesori. Profesorii trebuie încolonați și împușcați în frunte până li se curăță hardul de dejecțiile anilor de școală. Așează-i cu fața la zid și hrănește-i cu praf de cretă până vomită tot ce au învățat. Scalpează-i de pielea asta care nu e a lor. Râzi și dă-le cu tifla până încep să le zornăie toate organele de plastic. Râzi până se acoperă scârțuitul melodiei dezacordate pe care ți-o intonează. Râzi ca un descreierat și țopăie pe catedră până se ridică norii de praf. Plesnește-i peste mâna cu care îți servesc bombonele. Scuipă pe bucata otrăvită de zahăr. Fă curat pe aici, te sferecă toate mormintele astea, smulge-ți hainele de pe tine și du-te chiuind prin păduri neumblate. Și fie-ți milă. Ai uitat pe catedră o păpușă ponosită de cârpă. Ai părăsit într-o școală o maimuță cu diplomă de dresor. Un robot dezmembrat cu inimă de plastic care bolborosește un slogan altoit pe un cântec. Ia-ți profesorul de mână și mângâie-l pe crește. Am o pisică, deci sunt un faraon. Am o icoană, deci sunt o biserică. Am o piatră, deci sunt un munte. Am o rochie pe care nu voi spăla niciodată, fiindcă a fost sfințită. Să fie în lume și un stâlp de sare, a zis tata și apoi a văzut că e bine. Fiecare pas al meu naște un idol, fiecare privire a mea e întoarsă spre înapoi. Lumea mea e plină de idoli. Camera mea e un altar cu obiecte sfințite. Eu sunt cea care se închină, căci nu mă închin la niciunul. Le recunosc desăvârșirea, deci le iubesc în tăcere, căci lor le e tot una, dacă sunt sau nu iubite. Nu le întrețin și nu le șterg de praf. Această cameră a mea nu e o menagerie în care să fac menaj. Praful uniformizează, dar eu văd unicitatea statuilor mele. Praful e un șlefuitor care schimbă aparența. Le recunosc sub tone de moloz. Căci nu eu fac idolii să fie idoli. Căci nu eu am fost stilistul camerei mele. Căci nu sunt ale mele toate lucrurile acestea sfinte. Nu sunt ale mele, deci nu trebuie să le dau nimănui înapoi. Le las în pacea lor până se fac praf. Nici praful acesta nu e al meu. Deci n-am nimic de risipit. N-am nicio datorie. Deci nu vă voi demonstra nimic, căci tot ce era de demonstrat a fost. Am o pisică, o icoană, o piatră și o rochie. Sunt doar un privitor. Vă privesc, dar nu vă privește. Orice femeie e ușoară, ca o umbră, ca o naștere fără forceps. Totul trece prin ea ca printr-un coridor.
De aceea n-are ziduri și n-are gură. Femeia nu naște. Când se naște ea, undeva în lume există un bărbat încuiat singur într-o sală sterilă de obstetrică, fără patrie, fără cal, fără pernă. Orice femeie e imaculată. Nașterea o absolvă de umbră. Nimeni n-a plâns vreodată mai mult decât bărbatul îndrăgostit. Un bărbat îndrăgostit e un lac de acumulare ce se crede ocean. Un bărbat îndrăgostit e ca Dunărea la porțile de fier când porțile sunt închise. Aruncă-te, îți spun, aruncă-te de pe culmea barajului și aprinde lumina în orașele patriei. Vezi? Sunt chipuri de femei îngropate în undele tale. Ai obligația morală să le duci la mare. Nu boci, taci și umblă. Am o grămadă de prieteni sentimentali. Ei lăcrimează la toate apusurile de soare, când trec semeți pe gloabele lor fermecate. Ei mângâie pe creștet toate felinele, haite de câini îi urmează prin parcări dimineața când închină imnuri cerșetorilor. Ei se spală pe mâini, înaintea fiecarei răstigniri, și își ascut sulița pe limbi de clopot. Dumnezeul lor blând îi lasă să crească pe roți, căci altfel s-ar înmulți nepermis morile de vânt. Dimineața, când îmi beau cafeaua, mă uit la ei printre gene. Ei fac gimnastică pe gurile prăpăstiilor în numele echilibrului și al perfecțiunii ecosistemice. Dumnezeul lor i-a trimis în lume câtă frunză și iarbă. Trec printre ei uscată și subțire. După fiecare colț al planetei mă pândesc ochii lor umezi. Am învățat să not, dar nu sunt amfibie, îmi țin capul la suprafață, iar ei flutură eșarfe colorate și arca abia îi mai cuprinde în pântece. Curând, apele se vor retrage, cred eu. Și uneori mi se face mie deșert, după credința mea. În fiecare zi prietenii mei recrează potopul, căci ei nu cred că se poate trăi fără apă. Mă trezesc spunând, Doamne, nu le da lor câtă apă pot duce. Lasă-le o firmitură de piatră. Raționalizează lacrimile acestea care curg în apus. Dar Dumnezeu e prea bun ca să împlinească rugile celor uscați. Văd rar, foarte rar. Văd o frântură de adevăr și îmi vine să o urlu la răscruce, îmi vine să o strig la tribună. Dar stai, zice egrerașul Gemini, pune-o în incubator și ud-o la rădăcină până se face adevăr întreg. Înlănțuiește-o, încifrează-o și ea va naște sensuri multiple. Șlefuiește-o până la perfecțiune. Apoi dă-i drumul. Atâta grijă pentru o nemernică tichie de mărgăritar. Adânc, în firmitura șontâcă, piețuiește oricum pâinea din care s-a născut. Ești tu acela care frânge pâinea? Tu care socotești bucățile înainte de a le împărți? Voi fi extrem de explicită. Sunt doar un cititor de poezie. Nu sunt poet și nu voi fi vreodată. Sunt
o lipitoare care se hrănește cu sânge de poet și mi-afirm dreptul la viață. Acestea nu sunt versuri. Dar rândul meu e scurt, căci mă grăbesc să inspir. Expirația mă lasă rece. Îmi însușesc toate versurile refuzate la export de toți poeții lumii. Voi importa, voi reporta și voi raporta tot ce ați refuzat voi în numele valorii. Voi chema acasă toate versurile pe care le-ați dat afară din poemele voastre. Casa mea e un templu al ciungilor. Voi deschide porțile orfelinatului și voi înfia toți șchiopii și chiorii pe care nu i-ați lăsat să vadă lumina, pe motiv că nu luminează. Ce știți voi? Cine pe cine luminează? Și de unde vine lumina? Cine sunteți voi să decideți avortul handicapaților? Ce raportări sinistre vă îndeamnă la sacrificii arogante? Toți vedem strugurile rotunjindu-se. Dar eu sunt cea care iese din casă necoafată ca să înfieze fără acte un olog. Mă târăsc înhămată la toate picioarele lui.